Pentru a putea să prezint word-ul o să am nevoie de un text la întâmplare care nu trebuie neapărat să însemne ceva. Vă voi arăta două trucuri pentru a crea un text fictiv. Cele două trucuri se numesc RAND și LOREM și, și am să mă folosesc de ele în acest curs de Word. Primul numit RAND de la RANDOM este o simplă formulă care vine scrisă în pagină trebuie să fie la începutul liniei fără nicio literă sau cifră înainte. Tastez egal, rend, după cum vezi începe ca o formulă în Excel, tastez paranteze, iar în paranteză prima cifră este numărul de paragrafe, iar a doua valoare este numărul de propoziții în fiecare paragraf. Cele două valori trebuie despărțite de virgulă. În momentul în care apăs Enter, Word va genera un text fictiv. Cel de-al doilea truc sau formulă este lorem și are același format, dar în loc de rent folosesc lorem, iar textul generat este într-un fel de latină, dar nu este chiar limba latină. Deci, cele două comenzi, rent, paranteză, număr paragraf, număr propoziții, paranteză, și lorem, paranteză, număr paragraf, număr propoziții, paranteză, sunt cele două trucuri necesare pentru a crea un text fictiv. Nu sunt două trucuri care să te ajute prea mult în Nord, dar întreabă un designer web despre lorem sau rent și sigur îți va răspunde că se folosește zilnic de ele.